Ok, bună Cristina, bună Lili. Ne întâlnim în această cohipnoză să lucrăm pentru Marian. Am vorbit despre puncte. Încep inducția, da? Da. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum abdomenul tău se îngreunează . Pieptul tău este greu din acest moment, Lili. Vei auzi doar vocea mea și vocea Cristinei din afara ta. Mâinile tale se îngreunează. Capul este greu. Acum voi număra de la 1 la 3, la 3 al meu. Lili, te identifici și apoi cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Cristine. Cristina, la fel. 1, 2, 3. Lili? Da. Sunt aici. Ce percepi? Încă nu. Doar în zona pieptului. Da. Sunt în zona pieptului. Da. Uite, acum eu îți număr de la 1 la 3 și la 3 al meu faci un salt și ieși afară. 1, 2, 3! Unde ești? Simt că sunt afară, dar nu, încă nu văd nimic. Bine. Rămâi un pic așa, cât stau eu de vorbă cu Cristina și tu ne anunți când încep să percep, da? Da. Ok. Cristina? Da. Este ceva, o energie. Este verde-negrie, care are, este gumoasă. Și parcă ar vrea să o împingă înapoi și nu lăsa să, să iasă, da? Deci eu iau această copertă de energie și o decopertez de acolo. O trag mult mai departe, da? Deci este ca și cum ar curge o rază de soare printre nori, dar nu așa dreaptă, știi, verticală, ci șerpuită. Da, na, sună un telefon. Închide telefonul, Lili. Da, stai că să-l închid, că am uitat să-l închid, că am ținut neapărat să-l închid. Cristina, mai ești? Oarecum așa, un pic împrăștiat. Îți număr de la 1 la 3? Da. Am ținut neapărat să-l închid și am uitat. Bine, nu-i nimic. Număr de la 1 la 3. Cristina, tu intri de unde ai ieșit. 1, 2, 3! Sunt doi ochi în portalul acela, doi ochi mari. Da. O pupilă verticală și se uită dușmanos în jos, înspre noi, încearcă să o apese, să o depărteze, știi? Să n-o lase, știi? Ca și cum ar spune că ce căutați voi aici, ce... Da. Păi,
Lili să-i... Să-i spună să vină în fața ei, să vedem cine... Cine, ai cui sunt o cheia. Da, deci ca și cum s-a parașutat. Da. Este un umanoid reptilian. Este înalt așa și are un fel de cască cum avem noi, da? Dar în loc de chestia asta de vorbit are o chestie în dreptul ochiului stâng, da? Ca și cum s-ar crea un fascicol și el ne poate percepe numai prin acel fascicol la ochiul stâng, da. Altfel nu are posibilitatea să ne vadă, dar să ne audă și ceea ce lăsăm deschis să perceapă, da. Să-l întrebe partea subliminală a lui Lily, ce caută în sfera ei energetică? Ce treabă are cu ea? Spune că vrea să împiedice ca ea să vadă ce se întâmplă cu Marian? Partea subliminală a prietenului ei, da. De ce? Ăsta e în contract cu partea subliminală a lui Marian? Spune că nu avem idee în ce proiecte se află și ce importanță are acest proiect. Păi, hai să ne spună el. Adică nu poate permite așa la oricine să își bage nasul în treburile lor. În primul rând să chemăm partea subliminală a lui Marian, să o identificăm și să vedem dacă ne dă acordul să lucrăm. Na. Da, eu am văzut deja unde este. O chem, o aduc încoace la noi, da? Creez o cameră de lucru, să spunem, foarte bine izolată, în care punem și un cod de acces, în care are acces numai ceea ce dorim noi să intre, da? Și în modul cum dorim să intre, nu să vină din afară. Îi spun lui Lili să... Și coreția are ca un fuior ovoid în zona plexului solar. Sunt niște energii absorbite de ea, de la alții. Sunt ceea ce a mai produs și ea, înțelegi? Și aici capac exact în zona pancreasului, văd. Ca un capac așa mai întunecat, știi? Ca și cum nu și-ar fi digerat propriile informații, nu despre ea, știi? Culese de. Da, da. Și mai are și altfel de emoții. Citesc un soi de disperare. Privind situația asta, de fapt, înțelegi? Deci, este angrenat într-un sistem de plăți și se întreabă ce va fi, știi? Deci, este un pic de instabilitate financiară emoțională. Este legată de ambele. Este cap de familie, are multe responsabilități și parcă s-a simțit copleșită, da? Pe de o parte, atacurile, cum spunea și partea fizică, din acea parte, de la acea persoană care persistă, da? Deci văd, da, într-adevăr îl văd concentrându-se și nu este singura, este partea aceea care e acolo sus și înconjurând lucrurile făcute împreună, cum ar veni ca niște norișori, da? Deci ea trebuie să facă o afirmație aici, da? Că este suverană pe propria energie, este suverană pe propriile ei părți care alcătuiesc un întreg și la urma urmei este suverană pe tot ceea ce depinde în ce se află în sfera ei energetică, ca proprietate, să spunem, atât ezoteric cât și fizic, da? Și că anulează orice fel de contract consimțit, poate involuntar sau voluntar, pe care nu l-a depistat până acum între ea și cedrul, da? Așa. Făcut această afirmație și ies un fel de programașe din programul mental și multe energii de acolo, din haine, din lucru, parcă și dintr-un covor, este o măsuță ca de cafea, din picioarele măsuței, în fine, de peste tot. Deci câmpul măsuța aia, dacă de... mi-amintesc că am mai avut treabă, mie acum îmi vine, nu mi-am zic... Că am mai vorbit în sesiune, iar așa am avut treabă cu măsuță. Da. Lili, era vorba de o masă, de picioarele unei mese? Da, parcă. Că mi-a venit, da, am mai avut în sesiunea de curățare. Deci e ceva pe la masa aia. Ai început să percepi, Lili? Da, m-am relaxat, acum am încep să mă relaxez.
Așa, foarte bine. Parcă Bun. Se eliberează. Da, da, așa. Se încălzește partea stângă. Așa, foarte bine. Să iasă tot afară. Așa. Să se curețe bine, 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 bine. De la A la Z, așa. Să-și așeze structurile, conexiunile dintre ea și părțile ei. Și acum să-și pună un clopot de lumină, să stea în siguranță maximă aici, da? Are o îmbrăcăminte astăzi care seamănă tiroleză. Deci știi da? Cum o văd eu în clipa asta, da? Ca o fată tiroleză, înțelegi? Cu un veșmânt alb, gen rochetul negălung și este alb așa în zona mijlocului da. Și parcă pe poale și sus are tot felul de flori. Văd domina niște, nu mă uita, și maci. Înțelegi? Și rochia este bufantă cu mâneci și are și un fel de stegă, stemă din aceea, știi? Care tot Da, așa da, are de se flori pune pe pe cap, cap. da, da, da. Din flori. Da, da. De ce și-a ales așa costumul ăsta, Lili? Pentru că știm ceea ce este și de unde este ea și legătura ei cu plantele, da, și iubirea ei nestinsă pentru toate aceste spirite frumoase care au venit să ne facă experiențele mai frumoase, mai ușoare, da? Da. Care ne hrănesc și ne țin practic, în așa fără să ceară nimic în schimb. Cristina, hai să vedem acum dacă Lili se simte partea subliminală, acum se simte bine. Să vedem, ne îndreptăm spre partea subliminală a lui Marian. Da, ne-am apropiat ambele, da? De ea, de partea lui subliminală. Deci, el arată așa bine, este un bărbat, ca un bărbat frumos, destul de luminos, dar iarăși aici în plexul solar, tot plexul solar, parcă ar fi un ecran deschis și acolo se vede un fel de stâncă și curge o apă și marginea acelei ape este învolburată și brun-neagră. Deci te poți uita prin el ca și când te-ai uita la un video sau la un televizor, da? Da. Și maxilarul lui inferior parcă este blocat de o dublă structură de cristal, da? Ținut încleștat așa cumva, nu știu, fix. Da. Mai are două sisteme de parazitare pe subceacrele umerilor, aici la vene, iarăși, dar cele de pe ceacrele, subceacrele umerilor sunt mai mari. Astea sunt mai mici și se continuă în labele mâinilor și în degete cu niște filamente, da? Dar tu știi, deci filamentele astea sunt foarte întunecate, da? Ca o energie care încearcă să acapareze întregul corp, pentru că se continuă și de la brâu în jos, înțelegi? Este ca și cum am avea două imagini a două corpuri transpuse unul în celălalt, da? Un corp energetic oarecum normal, să spunem, da? Și un corp vascularizat prin această interferență, da? Da. Lili, cum ești? Acum sunt bine, percep ceea ce vede Cristina, Da. ca prin așa, nu Val, clar, ceață. da. Așa. Dar ai început să percep. Bine, hai, mai Da. rămâi și... Suflă și șterge geamul cu cotul, cum făceam S-a în aburit. copilărie. Da, S-a da. aburit, da. Făcut, Lili? Da, dar rămâne așa deocamdată. Bine, ne anunți tu când percep Da. bine, da? Bine. Așa, Cristina, deci două corpuri, adică are structura asta, vascularizată, cum ar fi. Pare, cum să spun, a nu reușit să țină o poziție verticală, adică cumva Înduit, adus. nu se mișcă așa, ca și cum nu este stabilă, da? Stabil. Da. Și văd un implant fizic în urechea stângă, înăuntru, de toată frumusețea, este un material ca o plăsuță, cum
pansamentele acelea, știi? Așa cu, cum să spun, poros. Uite, chiar acum când îl investigam și vorbim, deci îi emit niște unde sonore, da? Da. Deci el primește comenzi de la distanță. Da. Prin acest sistem de interferare, da? Uh-huh. Și să știi că are legătură cu aparatul vascularizator, da? Da. Bineînțeles că are legătură cu ființa reptiliană pe care da. Am văzut-o. Și bineînțeles că ființa reptiliană ține trei ființe cu ADN-ul lui într-o dimensiune, trei clone. Deci are da? Trei clone, da? Da, da. O clonă este mică, este un puștan de, apreciez, între 7 și 9 ani da. Vârsta. Este lunguț așa ca și structură. Așa, unul este de 15-16 și a treia limită perfect, dar este un bărbat mult mai brunet, cu trăsături aproape indiene. Adică brun la față și culoarea buzelor, structura feții, deci nu respectă fizionomia lui. Dar vârsta este identică. Deci toate trei clonele le alimentează, da? Citite, sunt vii și le alimentează. Da, le alimentează și vezi tu, deci acest corp emoțional prelucrează emoțiile celorlalte trei. Da. Deci ceea ce adună împrejur și stochează și le trimite, pentru că ei nu percep, nu citesc emoțiile, da. Dar le adună ca și energie, înțelegi? Și le trimite către corpul lui Marian, da? Da. Unde sunt clonele astea, Cris? Pe Terra, toate? Acolo, unde se află el. Unde stă el, da? Da. Numai că sunt în zone locuri diferite. Da. Deci, băiatul este fiul unei familii. Așa este făcut prin chestii seminar. De alea, știi? Seminare, da? În Idaho, nu știu cum se pronunță. Așa. Da. Cel Indianul se află în Columbia. Uh-huh. Nu în Columbia ca țară, ca zonă, dar tot din state. Uh-huh. Iar clona puștanul este undeva la graniță spre Canada. Uh-huh. Vine Vasserville ca oraș. Da. Ok, altceva? Ce mai găsim? Dacă mai este ceva. Deci clona 2 face sport. Da. Deci face parte. Dar este screamer. Face scrimă, da? Deci nu... Așa. Da. Altceva? Corpul energetic? Mai vedem? Corpul energetic, îți dai seama că nu este bine alimentat călurit, sau curat, da? Dar din cauza acestor interferențe. Partea subliminală, da? Atunci, Cristina, percepea ceva din toate astea ce am descris? Dar percepe și să știi că mai are un implant ca un stilou în ochiul stâng. Ca și cum ar fi un stilou acolo înfipt înăuntru oblic și este iesă numai penița prin pupilă, da? Deci este evident că este într-un program de clonare și control mind. Da. Ce percepe, adică? Ce ne spune partea subliminală? Înțelegi? Underage. Ca și cum te... mănâncă ochiul sau te doare un pic de dinăuntru și nu mai vezi, da? Da, nu, spune în că... general, de toate astea, adică. Hai, zi mai departe. Zi. Cristina. M-am pierdut ideea. Ah, bine. Așa că era vorba că simțea... Da. Că simțea un deranj în ochiul stâng aici. Era. Deci partea subliminală câteodată, deci ființa toată cu această parte subliminală spune că are momente că nu se recunoaște pe sine, da?
Deci, ca și cum altul trăiește viața și tu pătrunzi mecanic așa prin căile vieții, prin ceea În ce anumite momente. deci din afară, da. Da. Și în aceste momente când se reculege cum ar veni, este ciudă pe deciziile lui, da? Este ca și cum ar fi într-un carusel al propriei lupte cu sine, da? Tot timpul din cauza acestor energii pe care le primește din afară, da? Mai mult decât atât, este foarte multă vinovăție, se judecă pentru decizii luate. Câteodată deciziile nu sunt mustai ale lui, pot Da. fi și deciziile clonelor, da? Da. Simte dinspre clona cea mică, înțelegi? Cum să spun, acea vede, adună din câmpurile morfice energie, cum ar veni, adună informații, dar le transmite. Deci o nostalgie pentru anii când trăia ușor, era mic, da? Și nu se maturizase suficient ca să ia decizii el, da? Da. Pentru viața lui, da? Și nu avea Apoi, da. responsabilități, era mai ușor atunci. Apoi de la clona Screamer simte, cum să spun, se simte spre agresiv un pic, ca și cum i-ar place să fie malițios cu ceilalți, da? Și în sfârșit, când intervine indianul, da? Care indian, deci este un fizician sau genetician, ceva într-un laborator, așa, deci este un om de știință, deci puterea de a vedea informații, dar imposibilitatea de a le înțelege și a le pătrunde, da? Ca și cum ți-ar băga, știi, cineva cu pâlnia informații în cap și tu nu știi să le așezi, să le pui la locurile lor, da? Da. Și pentru că câteodată, deci emoția lui este ca o ramură, vine din trei locuri, se adaugă și emoția lui proprie, Da. în particica aceea mică care îi mai este permis, este prea mult de prelucrat, da? Și atunci, emoționalul rămâne în urmă, mentalul se autoblochează încercând să iasă din acest marasm intelectual, să spunem. Da. Sufletul se uită la aceste două părți din el, practic, care se luptă între ele, încearcă să intervină și rezultatul sunt exact acele stări de nu pot mai mult de atât, sunt la un nivel jos, depresie, anulez ceea ce am spus, bineînțeles că nu e pentru mine și așa mai departe, da? Păi, Cristina, hai să începem să facem ceva acțiuni, da? Să scoată Uite, vezi, emoțiile. dar să spun ceva, deci în momentul când clona copil nu înțelege și asta este valabil și pentru celelalte, nu înțelege mental ceva pentru că ea, în afară de faptul că este irigată energetic Partea suflet, asta dar luminală. nu are o parte care stă acolo. În niciuna din clone nu stă sufletul acolo, dar sufletul se simte destrămat, împărțit, împrăștiat, înțelegi? În momentul când nu înțelege, nu percepe, da? Pentru că, cum să spun, chipul acela cu care este el Sunt se află dotate acolo, clonele. așa, da? Da? Deci îl pune să mimeze emoții, să facă că le simte, dar nu le prelucrează, le stochează și le transmite. Deci când nu înțelege, atunci mintea clonei se inserează în mintea originalului, da? Și deci se alimentează din acea zonă a anilor copilăriei, în care acest suflet a fost copil, înțelegi? Și cumva, să spun, deci are loc o dezvelire a amintirilor, da? Niște conexiuni pe care partea subliminală însă și în ea însă și nu mai înțelege ce se întâmplă în mentalul ei. De ce? Am căutat eu în trecutul meu? Am căutat să mă recuplez eu cu lucruri și situații și cu amintiri? Nu, atunci ele de ce vin peste mine? Nu mă mai pot coordona? Și uite, vezi, deci se Îl întâmplă bagă în slaba stă, depresie, cum ar veni. Păi... depresie și așa mai departe, da. Deci acest lucru este temporal valabil și pentru celelalte două. Deci, practic, acest corp mental lucrează cu patru minți, da? Cu mintea Celor, originară, care da. este
a sufletului social al lui în acest corp și cu mințile celorlalte. Da, da. Da. Acum partea subliminală vrea să stea în situația asta sau vrea să facem niște acțiuni? Bineînțeles că vrea să facă, da, deci vrea să schimbe lucrurile înspre bine, să le îndrepte, sigur, spune, dar caută cu ardoare să le înțeleagă profunzimea, să înțeleagă, adică cum a ajuns în această situație, când și-a pierdut identitatea, practic, da? Și de ce anume a vrut ea să-și o piardă, deci a fost acordul ei, a fost determinată, a făcut o greșeală de alegere undeva, cândva, sau ce se întâmplă? Asta vrea, asta dorește să înțeleagă. Păi, ușor, ușor începem să, că trebuie să ajungă la conexiunea cu informația din conștiința ei, da? Partea subliminală. Spune că informații din conștiință primești, dar firele care sunt legate de conștiință sunt foarte slabe, da? Da. Și foarte răsucite, ca și cum cineva s-ar fi jucat cu un cordon și l-ar fi balansat așa și atunci informația trece, spune, prin medii și dimensiuni și, și altceva intră cu și tot altceva altă ies, calitate. Ajunge. Da, da, atunci da. Să începem, Cristina, să rupă legăturile cu aceste trei culoane care înghesuie mintea și face pe acolo varză. Îi spune că de rup le rupe, dar se teme de ceva. De ce? Și anume spune că se teme ce vor face mințile lor în, în mintea ei. Dacă le rupe, vor rămâne pentru totdeauna acolo, adică se vor alipi de corpul mental pentru totdeauna, vor deveni una cu ceea ce este ea sau nu, vor că să pleca. Lucrăm, da, între după aceea, deci începem cu ruperea legăturilor și apoi vedem cu mintea, da? Eliminăm, o să-și elimine toate programele care nu-i aparțin. Poate să facă eu, partea subliminală, orice. Eu îi spun așa, să caute în corpul mental și practic să înceapă un proces ușor așa și frumos de eliminare a minților lor din mintea ei. Da. Deci, în primul rând, să le elimine memorii, amintiri, emoții, da? Dacă poate să le... Deja le-a prelucrat mare parte, da? Dar mai sunt încă în așteptare, în stand-by, cum ar fi, știi? Și să le trimită mințile înapoi, blocându-le, da? Deci să le trimită ca pe o cutie, deci cu o energie de gheață împrejur. Ca acele ființe, aparent ființe, da? Să nu le poată desface, să fie acolo blocate, da? Da. Bun, a făcut-o și abia acum își taie legăturile. Pentru că acum se simte în siguranță, da? Și zic că tu ai eliminat, zic, o parte din interferență, da? Dar tu mai ai foarte multe programe ale reptilianului care domină. Dar vreau să întreb, Cristina, reptilianul n-a făcut nimic când a tăiat legăturile cu clonele? Nu se agită? Nu? Pentru că este blocat. Da, deci în momentul când m-am dus să desfac acea energie, știi, m-am împins. Și bineînțeles că atât am așteptat, mi-am abrogat dreptul și l-am închis într-un fel de cărămidă de iederă, știi? Și stă foarte bine acolo și ca o cărămidă din aceea din care se fac pereți de sticlă, dar și niște frunze așa. Model. Da, da. Așa. Acum partea subliminală se simte mai clară, să zicem, mai ușurată? Da, mai... este chiar mai limpede, mai fericită. Mai limpede, așa. Deci spune că în acest moment vede lucrurile cu totul altfel. Adică nu mai este un câmp de bătălie aici, da? Este o cercetare. De-abia acum încolo începe cercetarea spre a se înțelege pe sine, da? Și contextele, situațiile în care a ajuns, spune pas cu pas. Spune că nu mai este o luptă între a respinge ceea ce simțea că noi aparține și nemai fiind această pierdere energetică, această luptă spune că se simte mult mai clară, mult mai limpede. Hai să vedem, Lili, ce face. Lili, cum te simți? Relaxată. Privesc acolo ca, așa, ca prin ceață. Încă nu am reușit să mă desfac. Bine.
Bine. Procesul fizic e destul de... greoi. Lili, da, da. Aș vrea totuși ceva de la tine, dacă, dacă vrei și poți, da. să vezi legătura ancestrală, da? Chiar dacă ea este desfăcută, cum ar fi, te uiți în trecutul tău și să vezi legătura dintre tine și această persoană, da? De unde vine? Adică ați experimentat împreună? Este vreo promisiune între voi pe care tu n-ai revocat-o sau ai revocat-o, dacă poți? Informația îmi vine că este, nu știu, și da? Senzația e că din cam același loc se provine, dar nu cu mine. Provine și el, dar nu cu mine. Este, adică ți este familiar, da? Da, foarte familiar. Așa. Da, deci poți să afli informația câte vieți ați experimentat împreună. Prima informație care îți vine. Prima cifră. 5 a venit. 5, dar cred că sunt mai multe. Informația a venit 5, dar eu în interior... lasă mintea, Lili. Simt că sunt mai multe. Da, lasă mintea și analiză. Ok. Și practic în viața asta de v-ați cunoscut, tu ai venit după el sau el a venit levitând înspre tine? El vine tot timpul către nu, mine. Nu, inițial, adică v-ați cunoscut la un sport. Da. Nu, aici am întrebat, da. Nu, el vine către mine, da. Permanent, mă trezesc că vine permanent către mine. Ca planeta cu sateliții, adică, da? Da. Deci, el înainte, practic, ca și partea subliminală, înainte de a veni în viața asta, deci... a studiat terenul și te-a văzut pe tine în apropiere și a făcut o alegere, nu? Da. Și de fiecare dată e ca și cum mi-ar cere ajutorul și simt că mai înainte de a veni el, simt că vine. Uh-huh. Uh-huh. Deci fizic. Tu aici în țară, fizic. Fizic, da, fizic. Uh-huh. Da, da, da. Unde simți că vine? Unde este senzația? E și în piept, dar și sub formă de vise. Haideți să ne orientăm la un vis, Lili, pentru că aici este ceva care trebuie desfăcut. Deci legătura voastră trebuie să fie într-adevăr ca între suflete provenind poate din locuri vecine, da. Poate. Așa? Dar... atât. Deci... nu știu, deci tu ai o afirmație, un program, că tu simți nevoia să-l ajuți, da? Da. Este benefic pentru tine acest program? Benefic în, aici nu este. Acum nu este benefic, că mă îngreunează. Mergi la acel nod. Este un nod energetic, da? Vreau să percepi acel nod energetic dintre tine și el și să-l dezlegi. Îl vezi, nodul? Cu ce da, l-ai închis. E închis. Așa. La culoare, e ca un negru. Da, da. Deschide-l. Dacă fiecare dintre voi v-ați cunoscut, vă sprijiniți, așa, dar fiecare dintre voi experimentează în zona lui, pentru că prin acest nod s-a simțit îndreptățită entitatea care îl... controlează, da? Îl controlează, da, practic, da, ca să te atace, da? Deci, de aici înainte, desfăcându-se acest nod, așa, deci tu vei experimenta împreună cu el în anumite situații, dar totul va fi numai lumină, da? Nu mai există acea legătură secretă, târâtă. Da, așa, foarte bine. Da. Dar și Cristina... trebuie ca Lili să-i pună în vedere entității, că nu are ce să mai caute în sfera ei energetică, că a notat-o? Da, entitatea, cum să spun, da, să ia amprenta energetică și să-i spună, dar entitatea în sine a înțeles deja, da? A înțeles, da. A înțeles că nu se mai poate juca pe terenul ăsta, că a fost cumpărat și particular, da? Da. Pe terenul dintre ei, adică, da? Da, da, da. Așa, partea subliminală, revenim la Marian.
partea lui subliminală. Se caută pe la umbilic. Da, de apropo, ce? De când a desfăcut nodul. Uita și... Da, da, se uita. Se, spune acum... că este mult mai bine așa. Percepe mai frumos legătura dintre, ei doi. Adică spune că orice nod de asta, cum să spun, practic de el a fost făcut nodul, știi? Iar ea s-a lăsat înodată, cum ar veni, știi? Așa. Deci este mult mai, adică o înțelege mai bine. O percepe mai bine, da? Cristina, acum și... e... Da. Stai așa, că nu e așa, că partea asta subliminală cu noduri lucrează, da? Da. Noduri este energetice, da? Are între el și fică, da? Deci a permis, cum să spun, a facilitat intrarea fetei în programul reptilianului, da? Bine, că asta era determinat de când i-a venit în viața asta ca și suflet complementar, ca fică. Așa. Bun. Toate acele accidente au fost o justificare a ceea ce li se întâmpla când aveau răpiri. Cine era maestru de ceremonii la răpiri? Tot reptilianul? Deci reptilianul are o funcție de control, ca să știi. Deci nu este executant a ceva. Deci nu, el domina, să parte, am înțeles, dar făceau răpirile, făceau parte tot din programul ăsta al reptilianului, vreau să da, zic. Da, prin tavan îi răpeau cumva, prin tavan se deschidea. Nu prin geam, nu prin tavan. Deci se deschidea ca și cum n-ar fi fost nimica deasupra. Înțelegi? Ar fi fost numai un apartament sau o clădire tăiată. Așa, și se deschidea un flux de lumină și îi răpea, dar erau executanți, erau grei. Da, care grei care făceau. Ce mă surprinde este o ființă pe care am întâlnit-o mai rar. Este un fel de, să spun, reptilian negru sau să spun grei verde, pentru că este un fel de hibrid, un pic mai înalt decât grei, nu este Zeta, asta 100%, dar face acțiune aici, da? Pune un fel de corzi, da? Pune un fel de corzi, mă uit la el când îl răpește. Este seară, nici măcar nu este noapte. Și nici măcar nu este adormit, da? Da. Este în jur de ora 21-22, da? Atunci ei opresc timpul, deci vin, îl bag în starea asta de conștiență, sufletul levitează, sufletul cere ajutor și ei, și lui Lili, și acolo unde cunoaște, unde are conexiuni, țipă, înțelegi? Ceea ce mă surprinde este că corpul fizic în sine, acolo unde este dus, după călătoria și ajunge, este cum ar veni într-o dimensiune, în timp ce ei lucrează pe suflet-spirit, într-o două dimensiuni mai sus. Înțelegi? Deci el ia corpul, curăpește cu corp fizic, cu tot, parchează corpul, adică în prima dimensiune, separă, scoate spiritul și sufletul din corpul fizic, da? Da, acolo fizic. Un fel de substanță verde efervescentă cu niște bule galbene în ea, ca o substanță ori foarte otrăvitoare, ori foarte gazoasă. Rejectoare, da? Da, da, da. Și atunci, cum să spun, celulele se impregnează cu semnătura asta negativă, da? Și corpul fizic devine mai greoi, partea subliminală atunci, deci, din timpul călătoriei se injectează, da? Da. Partea subliminală o ia la fugă, cum ar veni, ținându-și numai picioarele, niște tendoane lungi din meridianele principale, parcă este legată, și el este ca o lumină învelită în spirit, așa. Sufletul știe, prin definiție, știe că el poate să urce mai sus, își păstrează, dar în prima fază a intrat în alertă, este corpul lui, nu? Da, da, da. Așa.
Și deci își păstrează tendoanele acelea lungi, rădăcinile, și urcă două dimensiuni mai sus. Dar surpriză că două dimensiuni mai sus este așteptat. Acolo, ca la o masă rotundă, înțelegi? Dimensiuni înțelegem sub Da. dimensiuni, da? Sub nivele. Sau cum? Nu amesteca dimensiunile cu nivelurile. Păi... Nivele sunt nivele, dimensiunile sunt dimensiuni. Ok. Deci, fii atent. N-are de-a face cu dimensiunea 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu așa. Păi asta, nu Dimensiuni înțelegeam. proprii create în puncte unde lucrează ei. Am N-au de-a înțeles. face cu Cu dimensiunea 1, 2, 3, 4, 3, să fie 4, 5, așa că am ajuns în da. 6. Și zic, cum să ajungă ăștia în 6? Da, am înțeles. Da. Dimensiuni spațio-temporale, să zicem, sau Da, cum, a da? lor proprii, Ale da. lor. Am înțeles acum. Așa. Da. Ok. Rămâne corpul acolo, mai jos, se duce sufletul, spiritul în două Este dimensiuni mai sus. într-un fel de cupolă de care nu poate să treacă, înțelegi? Deci el așteaptă și este... Are tendința să urce mai sus, pentru că el știe, sufletul, că poate urca mai sus. Da. Și atunci parcă se lovește de... Cum ar fi domul la Terra, știi? Numai că el lovindu-se de acest dom, cumva cade, se descurajează, știi? Nu mai realizează că între ea, într-o suflet și intenția ei, nu există decât acest dom, și acest dom, cum să spun, este permeabil pentru Da, ea. da, da. Știe că și-a lăsat deja corpul mai jos și trebuie să fie aproape de el și renunță, da? Și atunci îi se înlocuiesc implanturile eterice, da? Asta era scopul Da, răpirii da, 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 retilor. da. Cristina! Îi fac ca un fel de electrocardiogramă desfășurată mult, 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 metri întregi de hârtie și în lungime și în lățime, și vede punctele în care a acționat bine din punctul lor de vedere sau n-a reacționat. Și atunci se schimbă poziția unor bănuți sau unor implanturi exact pe acel sistem circulator negru. Deci sunt au loc ajustări Da. implantelor în aceste Da. răpiri. Dacă te uiți din afară, deci domul ăsta este segmentat, cum să spun, sunt mai multe secțiuni ale acestui dom, da? Și dacă mă uit înainte sau înapoi, mi-apare și fata lui în acest dom, ca și tot separat așa ca el, știi? Deci Ca în și... același program Da. și Da, da, fata da, este tot a în lăs. același program, da? Da. Ok, Cristina, partea subliminală vrea să mai stea, să mai suporte astfel de tratamente sau îl cheamă în față pe nenea reptilică asta să-l întrebăm, luăm nițel la întrebări? Da, spune că vrea să-l întrebe de ce îl stâlcește în halul ăsta, de ce îi face așa ceva. Spune că nu ține minte să-și fi dat acordul să fie transformat într-o marionetă în mâinile lor, să-l separe așa ca și cum ai dezbrăca o păpușă și i-a scoate învelișul, le spune. Nu ține minte să fi făcut un astfel de acord. Ce zice reptilia? Și totuși, spune reptilianul, și totuși ai făcut-o, spune. Tu ai vrut să știi, spune, chiar și în viața asta, spune, și în alte vieți precedente, tu ai vrut să știi exact cum este ca tu, de exemplu, să ai vârsta, să spunem, de 40 de ani sau 45 de ani, așa, și cum este să te simți la simultan la 30, 15 și așa mai departe. Adică partea subliminală, înainte de această încarnare, a cerut să îi se lese deschis percepția vârstei, da? Adică În diverse puncte, moment. Adică să se poată reintroduce, de exemplu, în el însuși, așa cum facem noi în investigație la anumite vârste, da? Deci a semnat contractul pe această bază, nu este, bineînțeles, mai pe viața asta, da. Și
Ei au respectat, dar în modul lor, da? Dacă stăm să analizăm din afară, nimeni n-a încălcat liberul arbitru al nimănui, că n-a specificat partea subliminală nicăieri că nu vrea să trăiască asta prin clone. Asta a fost găselnița lor, da? Deci ar fi contract pe această viață, da? Bine că mai are în sfera energetică un fel de fluture, s-a dat mult, mult, mult în spate de la începutul investigației, știi? Un fluture cu două picioare subțiri, crăcănate. Un fel de ființă falsă de lumină, știi? Zice că acea ființă este îmbrăcată, deci veșmântul de fluture, cu toate convingerile pe care le-a trăit partea subliminală, le-a absorbit în această viață, da? Privind tot și spune că veșmântul acesta ar fi cusut, înțelegi, cu panglica acordului de la ritualurile religioase din viața asta, da? El văd la un moment dat că parcă se desparte, rupe o verighetă și o aruncă, da? Ființa de care se desparte este o ființă încruntată care este frumoasă de la ochi în jos, dar aici are o structură complicată, parcă creață și încornurată. Deci o ființă, cum să spun, a care corp emoțional este rece, limitat, da? Cu o interferență draconiană puternică, da? Aici vorbim că se desparte în plan fizic, da? De cineva rupe verigheta și da, din viața asta. Deci acea ființă luminoasă, în concluzie, este cu așa ceva alimentată, da? Da. Această ființă luminoasă, practic, este numai pentru viața asta. Să o cheme în față și să ceară contractul cu toate punctele și oglindirile, da? Așa. Se cam șovăie, ca să știi că retrage anumite vârci negre din acea structură. Deci partea ei, mai ales și de la... Ăsta, câte sigur, ceva. Erau legate cu celelalte. Deci împart harta teritoriului, da? Tu prostește-l religios, că în rest îl fac eu arșice, dar reptilienii colaborează cu ființele de lumină. Așa. Okay. Să și așa a luat toate ce avea trețatura? Da, mai lipsește punctul ier, care este revocare, refacere, da? Să-l pun acum. Pentru că partea subliminală nu vrea nici să revoce faptul că a rupt acest contract la arde. Pune ființa de lumină într-un portal să mai eliberăm, da? Reptilianul ar da contractul, dar numai pe această viață, da? Și deci văd un fel de karmă, este legată de cifra 4, este legată de un grafic ca un portativ muzical, dar vârful lui 4 este în jos, da? Să ne închipuim că primul punct din cele 4 vieți, prima viață, așa, și este delimitat de bare, da? Ca și cum ar fi sfârșitul portativului sau așa ceva. Știi? Deci un gard, cu dungi întors cu fundul în sus. Da, închipuiți-vă, da? Da? Da, da. Și o curbă desenată. La mijloc, deci, între dungi. Da. Vine, deci se începe planul karmatic de 4, se începe pe octava lui mi. Are legătură cu mi, da. Apare solul, fa și do. Adică așa apar. Desenați acele note care ascultați și închipuiți-vă cum arată curba lui de viață, da? Deci în punctul 1 și în punctul 4, influența în 1 este reptiliană, influența în 4 este deja draco-reptiliană. Așa. La punctul 2 și la punctul 3 are de-a face cu alte ființe, nu neapărat dintr-o rasă anume, dar îmi apar foarte mult horușii, da? Îmi apare iarăși cifra 244 de vieți trăite astfel, da? Așa, deci, și
Da, și normalul de vieți trăite și retrăite astfel ar fi fost 800. Asta e pe Terra sau peste tot, vorbind de 241? Nu, per total, pentru că sunt toate tot ce a trăit. Da. Deci contractul e foarte vechi atunci, dacă a fost pe octava asta. Contractul cu civilizația, da, cu civilizația draconiană și reptiliană. Și nu reptiliană, musai, da? da, nu musai cu ăsta care și-a prouă, ăștia este Da, mai da, da, tinerel. civilizația vorbim. Are 1800 de ani, mai tânăr Da. reptilian. Da. Așa, deci el spune reptilianul că el vrea să dea, adică e responsabil de viața asta, da? Contractul de viața asta. Deci, zice cumva a urmărit ființa asta, știi? Că în general, deci, ți se dă ca obiect de studiu Da. al civilizației. Deci, faci parte din proiectul ăsta și, deci, este practic prezent în viața, să spunem, viețile. Părții subliminale spune numai de 744 de ani este prezent. Aha, să dea contractul de când e prezent și a studiat. Da, 744 de ani înseamnă 18 vieți, pentru că partea asta subliminală a fost ucisă și sinucisă în multe, fel ca și să-și chip. Facă domnul lucrarea de diplomă, da? Da. Așa. Da, dă. Să-i Din transmite momentul partea că subliminală că că... Să-i Deci, transmită că i s-a terminat lucrarea de diplomă. S-a terminat studiul. Văd clar partea subliminală este o măicuță. Dacă nu e măicuță, 100%, stă îngenunchiată în fața unei icoane. Icoana e din aceea în relief, într-o foiță ca dintr-un metal, da? Deci, joacă feste, are o față de maică, față de reptilian. Deci ea se roagă practic direct la reptilian, da? Se roagă și dă puterea și atunci ăla cum să nu vină să... Dacă tu rogi, na, ia pe tavă, Da. cum să nu vină să o ia, da? Deci aici, cum să spune, se pune ștampila colaborării ulterioare între această parte subliminală și acest reptilian. Este acordul pe care l-a mai dat încă o dată în afară de procesul ulterior, știi? Deci trebuia să intervină ființa asta anume. Deci din N, civilizația reptilelor, N indiviz, a venit asta în I-a fost contract. repartizat acum la Da. ăsta, în contract. Da. În contract vechi. Deci A venit de asta. aici încolo ia să dăm timpul înapoi, da? Dar nu prea ai unde să dai timpul înapoi pentru că este crescută în acea mănăstire formată să se roage, da? Deci venim înainte de încarnarea asta, Da. da? Așa și în momentul când ajunge în acea mănăstire. La vârsta de 3 ani este o copilă orfană, da? Să spună că nu vrea să refuze toate contractele, inclusiv cu acest reptilian, da? Da. Bun. Ok, deci a dispărut reptilianul ăsta, dar mai avem Da. contractul ancestral, da? Da. Ok, partea subliminală acum, Cristina, a înțeles că este un contract mai vechi. Dacă face o sforțare, poate să-și amintească de unde provine contractul ăsta, adică în mare. Când s-a întâlnit prima dată cu civilizația. Aș spune că a colaborat și cu ei, cu reptilienii, în sensul, cum să spun, că s-a aflat în niște situații în care a trebuit să le ceară voie să se încarneze sau cam așa ceva, da? Deci, văd la un moment dat că vine într-un fel de pâlnie energetică, undeva chiar sub dom, este o dimensiune parcă ăștia scățărați pe niște munți energetici, da? Bă, și stă un draconian pe un tron acolo și are mai mulți ochi și mai multe perechi de coarne, da? Și parcă partea subliminală, deci trebuie să-i ceară voie la acest draconian, știi, să facă niște experiențe, da? Da, Și asta spune... erau la Terra sau pe în altă parte, pe altă planetă? Intrase sub dom, da? Domnul Terei Intrase vorbești. Domnul Terei, da. Da, da. Da. Și deci spune că
și ei doresc să îl înconjure, să-l dirigeze, să-l observe și reptilienii, știi? Deși, ca și ierarhic vorbind, draconianul primează, da? Dar reptilianul, care este similarul, șeful reptilian, care este similarul draconianului în acest proiect, deci este undeva într-o, se ascunde între o zonă de umbră, dar ca și funcție există egalitate între ei, știi? Aha. Și partea subliminală, știindu-se totuși puternică și bazată pe ea, acceptă acest contract, fără să știe că va dura la nesfârșit, pentru că el caută ceva pe Terra, partea subliminală, da? Caută ceva pe Terra, da? Caută niște locuri unde văd mănânchiuri, spirite, minerale și spirite de plante înodate în mănânchiuri, da? El trebuie să vină, și el să dezlege, da? El a... Spun el pentru că este un corp energetic de bărbat care se înfățișează și bărbat a fost înainte și a lăsat avatarul cum ar veni, a ieșit din avatarul lui și a venit să deznoade aceste noduri energetice, da? Ca potențialul este legat mai mult de pom cu flori, pomi, cred că și fructiferi, dar și arbuști arbori ornamentali. Știi, văd foarte multe culori așa pastelate. Deci el trebuie să descătușeze potențialul acesta. Da, iar ca minerale, deci văd niște pietre care seamănă, nu în mineralele acestea sunt închise, da? Dar sunt închise, au o crestătură și prin acea fantă sunt puse acolo, legate de spiritul mineral și încătușate împreună, da? Văd o zonă de podiș și nu știu de ce mi-apare legat, adică știu de ce, mi-apare legat de acea parte din Dobrogea de la noi. Deci prima ei experiență e acolo s-a dus, da? Deci venea ca să dezlege aceste spirite, da? Să le desrobească. Da. De unde a venit? Sau deci și de ce a venit? Cine a chemat? Deci și-a abrogat această misiune, dar mai întreabă și pe Lili că e domeniul ei, vreau să o las acolo. Păi să vedem dacă Lili, da. Lili, cum ești? Vezi, percep ceva? Percep, mă deranjează un pic corpul fizic, dar el a venit din același loc, nu e chiar, a venit pentru spiritul copacilor, din același loc, dar n-au venit odată cu mine. Nu. Din același loc, deci de pe planeta ta? Nu știu dacă e chiar planeta mea, dar este aceea zonă. Apropiere. Okay. Este aceea zonă. Și a venit? Cine l-a chemat? Păi el are asta, nu, responsabilitatea asta, așa o are. Caută prin univers, prin diverse locuri? Nu, planeta Pământ. Are locul ăsta ca responsabilitate. Planeta Pământ, spiritul copacilor de pe planeta Pământ. Asta e responsabilitatea lui de acolo. De acolo. Și aveți, știau că este prins la sfârșitul iugilor, când se ard și se prinde către entități, se formează minerale și cristale. Văd cristale închise. Așa mi se arată și informația și acolo, de fapt, prin spiritul. Și îl văd căutând cristalele astea. Locul nu pot să spun, încă nu am informația, dar văd căutând cristalele astea și încercând să le găsească. Deci legat de sfârșitul iugilor, adică acest spirit, el a venit singur sau cu mai mulți de-ai lui?
Nu văd, dar știu sigur că n-a venit singur, dar el văd pe el căutând Deci cristalele. el vine și caută, îl vezi pe el, el, această parte subliminală, vine și caută cristale din astea, unde știe că sunt blocate spiritele cristalelor. La, după fiecare sfârșit de iugă face treaba asta, deci făcea parte din... Da, când se termină, când se distrugea efectiv planeta. Deci după fiecare sfârșit de iugă, niște părți subliminale care se ocupau de asta, printre care și partea noastră subliminală, veneau să, de, să desfacă, să scoată afară, să elibereze de fapt, spirite se care rămâneau... și să le ia, că în momentul respectiv nu putea să se dezvolte pe planetă și să le aducă acolo, să le păstreze până se reface, M-am se reface. Înțeles. Asta era rolul lor, da? Venind aici, când a fost prins? La sfârșitul, de când stă prins de entități? La sfârșitul cărei iugi? După ce iugă? Și începutul, de fapt, începutul cărei iugi? Iuga 4. 4 vine. Okay. De deci atunci a fost prins de entități, da? Da, dar mai mult nu pot să spun. Nu, bine. Nu văd informația, dar informația este Iuga 4 și mi-a venit informația de cifra 4 întoarsă. Bine, hai. Acum, uite, vorbim cu Cristina. Lili, mulțumesc oricum. Da. Pentru informație. Deci, cifra 4 întoarsă, Lili, deci este un semn, da? Trebuie să ne învățăm să traducem semnele. Cu ce seamănă, da? Este un scaun. Asta îți arată că Iuga 4 a fost prins. Deci, practic, tu ai dat așa, această informație deja. A fost prins, da? Deci, ca și cum ar fi un prizonier legat de un scaun, da? Așa. Deci, într-adevăr, deci, cumva, spiritele astea ale copacilor, ale plantelor, sunt captate prin rădăcini. De aceea, cu un copac, când se usucă, deci, ultima este afectată rădăcina, da? Parcă rădăcina mai are încă sevă și trăiește. Și tu tai, îngrijești acel pom și sper că se reface. Dar el, de fapt, continuă să se usuce pentru că nu mai are forță vitală în el, da? Da. Deci, cumva, prin așa, deci, prin... Este un fel de zonă circular concentrică, parazitară, cred că aproape la jumătatea, la meridianul de jumătate al Terei, da? Deci o venă întreagă energetică este de absorție a acestor spirite, da? Ele se captează întâi în pietre și apoi sunt puse în zona asta de cristal, da? Să spunem, de la o iugă întreagă, cum îmi vine acum informația, deci se formează o platformă întreagă de cristal, da? Ca să se pierde informația, această placă este spartă în bucăți, bucățel, pietre mai mari, mai mici, așa, și sunt împrăștiate și nu numai împrăștiate pe Terra și în alte locuri ca să nu mai poată fi refăcute. Puse ca un puzzle, da? Mai mult decât atât, deci per general, dacă te retragi din această scenă și te uiți în afară în univers, ai să vezi că toate este, cum să spun, o rețea inimaginabilă, interconectate între ele, o rețea minerală, o rețea vegetală, o rețea animală și o rețea a sufletelor, da? Deci, noi, practic, avem conexiuni cu tot ceea ce este suflet din univers, la un anume nivel, da? Așa și plantele. Deci, acești observatori care au venit, au observat că nu mai există o bună conexiune, cum ar veni, din zona Terei cu restul universului, da? Deci, este un șunt informațional, da? Și au văzut că se repetă în mod ciclic. Asta a fost lucrarea lor, observația lor. Și într-adevăr, fiind legați de spiritele vegetale, au venit să le retragă, să le ajute, cumva să le protejeze, să nu treacă prin acest proces distorsionant, știi? Ales
ale resetului, știi, ale da, da, da. Sfârșitului unei iuci și începutul la, la alta, da? Uh-huh. Și într-adevăr, deci el este prins aici pe Terra din, din momentul că, deci, el a stat acolo în, a, în acea peșteră legată de, de ființele acelea oarbe din, din Dobrogea asta, da? Deci, da. El acolo a stat de la ea. Ia, spun partea el că subliminală, da? Da, da? Partea subliminală, deci a stat cumva blocată încercând să facă o lucrare de curățare acestei vene a pământului, înțelegi, din acel punct și n-a reușit să facă decât o parte din lucrare pentru că a fost izolat de tovarășii cu care a venit, știi? Și a stat acolo, în acea zonă, într-adevăr, în jur de 2000-2000 și ceva de ani terestri, da? Ca deci de la, parte subliminală? Da, de la începutul sfârșitul UG3, începutul UG4, așa, apoi a fost, scuze, sfârșitul UG4, începutul UG5, da. M-am încurcat. Așa. Apoi a fost dusă spre prelucrare, da? Partea deci, subliminală. Da, o duc la un moment dat pe niște planete care au niște copaci ca din cauciuc, da? Deci ei sunt vii, dar nu sunt vii, sunt bionici, da. Înțelegi? Au țesut viu, dar n-au viață de Da, da. viață, știi, prin creație și încearcă să forțeze, să asimileze spiritele furate de pe Terra și din alte locuri, aceste copaci clone, cum ar veni, Da, da, și da. să lucreze în beneficiul lor. Da. Refuză, știi? Și atunci este pedepsit în toate felurile. Îi se da. dau corpuri grele, este obligat să citească, este Începe hibridat, da. Da. lungul Iar șir. planeta de origine, da, Da. într-adevăr, este din acea zonă, da? Sunt mai mulți masculini acolo, deci Da. să spunem că lucrează cu sensibilitatea feminină și cu forța masculină acele ființe și se numește Atâhâuria planeta în sine, da? Da. Ai un nume? Partea subliminală. Deci Loaid. Loaid. Am Deci văzut de el ce a a plecat plecat, da? ca Loaid, ca un bărbat frumos, cu părul verde, Da. da, un coam așa verde, puternic, cu brațe puternice, cu un veșmânt foarte interesant, parcă e un gard de frunze, dar prelucrat frumos așa, ca o tunică, da? Da. Și ceea ce mă surprinde, deci ochii lui sunt de un verde crud, deci nu este întâlnit așa ceva Da. pe Terra, da? Da. Iar buzele sunt albe spre bleu cumva. Câți au plecat, Cristina, în misiune de, cu el? Spune că 280 Să și transmită 8 informația la toți. comandori, să spunem. A Da. plecat o mică flotă, da? Da. Transmită informația la toți. Vezi, deci ei când veneau, uite, scuze, deci Da. se ascundeau cumva după niște scuturi energetice, un fel de nori, da? Intergalactici, da? Cineva a trecut pe acolo cu o navă foarte mică, conținând un om, adică, scuze, un umanoid cu parte Da. subliminală și o entitate și au observat, da? Și au dat raportul, da? Asta Și se apoi au întâmplă în urmărit Iuga 3, da? entitățile. Deci timpul pentru ei este o gumă, da? Da, Ei da. îl întind așa sau îl lasă sau îl Da. comprimă, da? Deci ca o carte cu filele deschise, am zis. Deci Da, ei sunt da. în Ca o cotor. Ei se armonică pot, de la da, ei se acordeon. pot, se pot duce pe Da, da, da. orice. Poate că din punctul nostru de vedere, deci poate că ei au venit acum când s-a terminat Iuga 5, dar ei au venit încă de când nici nu se terminase Iuga 1, da? Da, da, da. Înțelegi? Da. E relativ, da? Da.
Ok, Cristina, deci ăla, ăia, de aici li s-a tras. Ăia au trecut umanoidul, după aia i-a raportat și s-au prezentat domnii ăștia. Da. După aia am văzut mai departe. Partea subliminală vreau să transmită informația la toate celelalte părți subliminale, 200 cât și comandorii, 88 comandori. Dintre toate părțile astea subliminale, câte mai sunt, Peter? S-au eliberat vreunii? 19 mi-a venit. Cât? 19 părți subliminale. Restul s-au eliberat. Spune că împreună cu ea vor depista, cum să spun, vor face ca un fel de lanț al prieteniei, transmisia de informații și se vor trezi. Uh-huh. Unul abia s-a născut acum, la ora asta, deci are 2 ceasuri de viață, este în Argentina. Uh-huh. Este un băiețel. Uh-huh. O să se numească Juan Ramon în viața asta. Da. Așa. Ok, deci am văzut ce s-a întâmplat cu partea subliminală și ce prin ce a trecut. Acum, Cristina, vreau să declare, da? Înainte de a pleca de pe planetă sau când vrea să-și facă declarația de să spună că este o ființă suverană pe propria energie, în propria sferă energetică. Este o ființă lumină din lumina pură adevărată. Da, o esență vie, o esență frumoasă. Scopul ei este să împrăștie și să prelucreze iubirea și astfel încât nu are de-a face cu nicio entitate de joasă vibrație de acum înainte, anulează orice contract făcut cu ființe de acest tip, da? Deci sparge toate matrițele care i-au fost făcute pentru implementarea de karme false și mincinoase. Din orice galaxie, spațiu, timp, loc și de acolo, de peste tot și de pe toată linia temporală, își adună toate esențele sufletești și tot alte neuri și îl prelucrează, da? Uh-huh. Este ca și cum acum, ca și cum și-ar lipi bucăți din ea, înțelegi, pe față, da, pe burtă, da, o bucată de nas, pe ochi, ca și cum s-ar relipi sau ar reformata ca o statuie de pământ din lut. Uh-huh. Așa. Acum își prelucrează ADN-ul. Da. Spune că, uite ce informație mi-a dat. Spune că niciodată cât o să mai experimenteze, nu vrea să mai treacă prin pieptenul universal. Adică? E un fel de zonă energetică împărțită unde ei lasă să treacă părțile subliminale, dar le împart pe categorii de interferare. Mm-hmm. Entitățile, da? Da. Să ia amprenta, da, coordonatele unde este acest pieptăn universal și să-l transmită informația către toate părțile subliminale de oriunde. Tu, Eleonora, tu ai trecut prin el, ai trecut, că ai făcut karme, da? Lilia a trecut, a trecut și ea, că și ea a fost în karme, da? Partea subliminală a trecut și ea. Am trecut și eu, am trecut. Ia să apucăm noi pieptănul ăsta și să-l dizolvăm. Apucăm unul de o parte, unul de o parte, din mijloc, așa? Trimite iubirea noastră. Deci să știi că l-am rulat și l-am ars. Și acolo, deci, era înfipt, cum să spun, într-un fel de vale interdimensional, într-o fale, da? Deci, părțile falei s-au închis acolo. Da. Bravo. Ok, Cristina, să-și ia matricea originală, partea subliminală. Da, este cu ea în mână. Așa, îi vă aduc eu? Da. Număr de la 1 la 3, la 3 al meu sunteți aici și acum. 1, 2, 3! Râde, are niște dinți albi. Da? Parcă strălucește din dinți, înțelegi? Adică în sensul că iese lumină din noi, din gură. Este tot sub înfățișarea unui bărbat, mai degrabă un înțelept din acela din vechime cu togă albă înaltă, așa. Și cu niște
botoșei așa de lumină, nu știu cum să spun, un fel de pantofi realizat manual mai degrabă. Da. Ok. Așa. Hai să curățe. Nu, întâi și întâi Nu? să-și pună matricea, să nu stea cu ea Asta așa. este. Da. Bun. Să suprapună. Da. Curățat. Da. Trebuie de programul ăsta cu Coca-Cola, cu băutul de Coca-Cola și cu îmbolnăvirea meridianelor, spune. Are, deci este un program de desfacerea unei energii puternice și apoi implementarea ceva în plexul solar. Are legătură, da? Deci îmi vin ca informații 3, 5, 1 și 8. Niște cifre sunt meridiane. Ok. Să taie toate legăturile cu toate persoanele nebenefice din această existență, da? Pe care îi ține la ea, să le dea drumul. Câteodată noi ținem oameni la noi, uite. Da, da. Drept dovadă Lili, uite, a ținut omul ăsta de ea cum ar veni cu nodul, vezi? Da, da. Nodul este făcut de el, dar ea l-a acceptat, da? Și asta spuneam într-o fază că el mai are încă 8 noduri cu alte 8 persoane, da? Să dezlege aceste noduri energetice, da? Pentru că aici e o strânsură. Una e un canal energetic de comunicare ca un tub neîndoit, știi, fiind. Da, și una este o strânsură, da? Adică tu acumulează. Trimiți, eu trimit energiile acelea în loc să conlucreze între noi ca părți subliminale, deci energiile acelea se lovesc contrar, da? Reverberația acelor energii ne strică armonia, ne perturbă corpurile. Bun. Așa. Deci să lăsăm să plece de la noi fiecare pentru că nu ne pierdem niciodată de nimeni. Fie că este în planul nostru fizic încă, fie că este în celălalt plan, întotdeauna dacă ai trăit, ai cunoscut, ai cum să o găsești. Este un punct comun. Da. Ok, a dizolvat. Da. Acum Cristina să transmită informația din această sesiune tuturor membrilor familiei lui. Da, și fetei. Da. Să știi care fată, să știi că actualmente, cum să spun, parcă este prezentă în fața unui fel de consiliu draco-reptilian și parcă cere ceva, un plic negru, un contract ca un plic negru. Deci, da? Procesul a început, sigur da, că da. Da. Este o reacție în lanț, știi? Deci da. O bilă a lovit pe celelalte și toate se mișcă ca un perpetuum mobile. Gata. Ok. Acum să și curețe casa, partea subliminală, și să-și curețe și Lili. Lili, curăță și tu casa. Ne curățăm și noi casa. Da. Și mergem după aia să facem baie. Da. Eu sunt gata. Și eu. Lili? Și eu. Ok. Noi, Cristina, îi mulțumim părții subliminale pentru această călătorie și o lăsăm să alunece ușor în corpul fizic. Da. Și acum vă pregătiți să intrați, da? Cristina și Lili. Da. Te deconectezi de tot și toate. Tău, își reprinde energia lui proprie, se relaxează,
se umple cu cele mai înalte vibrații. Ce? Am prins partea subliminală la intrarea în corp, da? Să se ducă în canalul de abundență benefică, că nu s-a dus, nu și s-a dus? Să-și pun programul de ieșire din De teren, ieșire. De, așa, din Matrix, Ieșire din Matrix. Da, gata. Râde, că am oprit-o. Gata, Da? Scuze. Așa. Da. Deci eu te deconectez de tot și toate. Corpul tău își reprinde energia lui proprie, se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxat. Deschide ochii, Cristina.